Ce a fost înainte de Big Bang? Așezați-vă centurile de siguranță, pentru că răspunsul la o astfel de întrebare ne va duce la înălțimi la care mintea umană poate ameți. Nu vă puneți însă prea multă încredere în minte. În fond, suntem ființe biologice și tot ce putem înțelege în acest stadiu este ceea ce se poate procesa prin intermediul neuronilor noștri. Vrem să știm ce a fost înainte de Big Bang, ar însemna să înțelegem de ce există ceva mai degrabă decât nimic. Și cum ar putea înțelege niște ființe biologice existența însăși? Tot ce pot înțelege ele sunt eventual legile care guvernează lumea în care trăiesc. Dar faptul că există aceste legi mai degrabă decât nimic, poate că nu vor înțelege asta, pentru că, în primul rând, a înțelege înseamnă un flux de idei legate prin legile cauzalității, iar cauzalitatea însăși nu mai există acolo unde nu există nimic. De fapt, cauzalitatea este forma de răspuns pe care căutăm atunci când vrem să răspundem la întrebarea ce a fost înainte de Big Bang. Cauzalitatea este forma clasică a legilor deterministe. Care este cauza prăbușirii unui copac? Vântul. Mai întâi a fost vântul și apoi copacul s-a prăbușit. Vedeți cum timpul se scurge în viitor de la vânt la copacul prăbușit? Primul răspuns la ce a fost posibil înainte de Big Bang este cel simplu. Cauzalitatea a fost păstrată, împreună cu curgerea timpului, și înainte de Big Bang a fost ceva, poate un alt univers. Ideea aceasta este integrată azi în nenumărate ipoteze fizice. În ipoteza lui Lee Smolin, de exemplu, în singularitatea fiecărei găuri negre se naște un nou univers. Atunci, dacă mergem pe linia cauzalității înapoi în timp, la noi în univers, vom trece prin Big Bang și ne vom trezi într-o gaură neagră. În teoria lui Roger Penrose, universurile sunt ciclice. Dacă mergem înapoi în timp și trecem prin Big Bang, vom descoperi sfârșitul termic al unui univers precedent. Mie îmi place teoria inflației a lui Andrei Linde și Alan Guth. În această teorie, universurile se nasc unele în altele ca boabele de popcorn. Chiar aici, în fața mea, dacă fluctuațiile cuantice adună suficient câmp inflatonic, ar putea apărea Big Bang-ul unui nou univers, iar spațiul s-ar extinde cu o viteză supraluminică datorită proprietății câmpului inflatonic. Cam cum umflăm noi baloane mici din plasticul baloanelor sparte. Uite, aici este o poză pe care am primit-o chiar de la Andrei Linde, când am scris cartea Fizica Povestită. Pe axa verticală este timpul, iar pe cea orizontală spațiul. Vedeți cum universul noi apar ca ramurile unui copac în spațiu-timp? Vezi, spune, nene, mergi prea departe. Un alt univers înaintea noastră? Dar eu vă spun că universul este cu mult, cu mult mai mare decât ceea ce credem noi. Universul ne va depăși mereu așteptările și ne va surprinde. Romanii cunoșteau doar o lume europeană. A venit Columb să descopere un alt continent și o altă lume. Astronomii medievali cunoșteau doar o planetă, Pământul. A trebuit să vină Giordano Bruno să le spună că fiecare stea este o altă lume, care și are planetele sale. A fost ars pe rug, atât de revoluționară era ideea lui. Apoi a venit Hubble să ne arate că toate stelele vizibile de pe cer sunt doar o parte a unei insule în cosmos, insulă numită galaxie. Sunt și alte galaxii, iar astăzi credem că există și alte universuri. Ce atât de greu de crezut că se poate, foarte bine, ca înaintea acestui univers să fie existat altul? Ceea ce azi pare revoluționar, peste câteva sute de ani, va deveni poate o banalitate. Forma unui posibil univers de dinainte de Big Bang e dată de teoria fizică ce se va dovedi adevărată din toate ipotezele vehiculate. În cele mai multe dintre ele, legile fizicii sunt diferite, iar dacă principiile fundamentale ar putea fi la fel. Electronii vor avea o altă masă, dacă vor apărea, quarcii la fel, deoarece câmpul Higgs va condensa cel mai probabil în altă valoare. Principii posibil identice vor conduce, foarte probabil, la comportări atât cuantice cât și clasice și în universul de dinainte de Big Bang. Ne putem atunci imagina că și în acela va exista noțiunea de cauzalitate, de informație și de curgerea timpului. În acel univers va fi fost viață, căutări și suferințe. Și atunci se ridică întrebarea, ce se va fi întâmplat cu ele? Ce s-a întâmplat cu extraterestrii care poate au supraviețuit miliardelor sau trilioanelor de ani de acolo? În teoria universului ciclic a lui Roger Penrose, ei au trebuit să facă față morții termice a universului,
acolo unde orice informație este pur și simplu ștersă dacă ne limităm la principiile termodinamicii. Dacă însă, pe baza unor legi încă nedescoperite, civilizațiile de sfârșit au sfidat legile termodinamicii și au lăsat mesaje ascunse în structura noului univers, adică acestuia, dacă mesajele lor se găsesc chiar aici în fața mea, fie în cifrele care definesc proprietățile particulelor elementare, fie în structurile macroscopice ale galaxiilor, ce s-au format după Big Bang, vi se pare SF? De ce? E o consecință firească a universului ciclic, cea în care civilizațiile nu vor să dispară cu fiecare iterație a universului. Dar dacă luăm cea de-a doua teorie, cea a inflației, în care universul nostru a apărut în altul în urma unei fluctuații cuantice a câmpului inflatonic, dacă acea fluctuație cuantică a fost construită artificial de o civilizație foarte avansată, nimic din legile cunoscute ale fizicii nu împiedică asta. Nu este atunci universul nostru creat de acei extraterestri? Ba da, ar putea fi și așa. Și dacă ei l-au creat în universul lor, oare nu este natural să ne imaginăm că poate, folosind legile cauzalității, au lăsat și ei ceva scris în universul în care trăim? Unde este acest mesaj? Nu ar trebui să inventăm arheologia universurilor multiple pentru a-l descoperi? Și oare ce scrie acolo? Dar dacă mesajul nu este pentru noi, dacă în evoluția speciilor cosmice, oamenii sunt ca niște furnici, tot așa cum o furnică nu va înțelege niciodată, în structura sa biologică, legile electromagnetismului, tot astfel poate că nici omul nu va înțelege legile scrise de acele civilizații de dinainte de Big Bang. Dacă însă înainte de Big Bang nu a fost nimic, Big Bang-ul ar fi creația tot ceea ce este spațiu, materie și chiar timp. Să nu vă surprindă că ideea aceasta se regăsește la Platon, mai precis în dialogul Timaeus. Iată cum descrie asta scriitorul Collingwood în cartea sa Ideea de natură, apărută la editura Herald. Potrivit doctrinei explicite a acestui dialog, timpul nu este o presupoziție actului creator divin. Este unul din lucrurile pe care el le-a creat. În consecință, timpul trebuie să fost creat după un model, adică trebuie să corespundă unei anumite caracteristici a lumii inteligibile. Timpul a ajuns la existență, spune Timaeus, odată cu lumea naturii, astfel încât, înainte de creație, nu exista niciun abis de timp lipsit de orice eveniment, iar creația însăși nu este un eveniment supus timpului, ci este un act etern. Dar dacă, așa cum a spus Stephen Hawking, Big Bang-ul este începutul timpului, al spațiului și al materiei din ele, fără însă să fie o creație. Cum putem înțelege asta? Ne putem imagina că mergem spre polul sud. Vom găsi ceva mai la sud de polul sud? La fel putem proceda și în spațiu-timp, mergând pe linie de univers ale particulelor, în spațiu-timp, înapoi în timp, urmărind săgeata inversă a cauzalității. Vom vedea cum, în apropiere de Big Bang, materia și chiar spațiul și timpul capătă caractere cuantice din ce în ce mai pronunțate. Am putea vedea cum spațiul și timpul încep să fie mult mai tulburate, datorită efectelor cuantice prezente, tot așa cum apa bolborosește în apropierea buzei izvorului. Trecutul se amestecă cu viitorul, iar spațiul amestecă posibilitatea cu realitatea. În această spumă cuantică a începutului existenței, nu ar mai exista diferența între trecut și viitor, între marginea universului și inima sa, între vis și realitate. Ne vom trezi înotând în spuma cuantică a spațiu-timpului de început al universului, ca într-o apă învolburată, imposibil de mers mai departe. Simțiți cum vă ia amețeala? Pe mine mă ia. În ultimul timp urmărește ideea că, tot așa cum pisica trăiește o viață pisicească, la fel și omul trăiește o viață umană, limitată fundamental de structura sa biologică și de legile cauzalității care determină ce poate cunoaște și structura acestei cunoașteri. E momentul să opresc înșiruirea de cuvinte și să meditez la aceste lucruri. Să încerc să simt, atât cât poți simți, impactul și consecințele acestor lucruri. Pentru că ceea ce v-am povestit nu este neapărat SF și are o șansă foarte mare să fie dovedit adevărat. Așa cum au avut și lumile de pe alte planete ale lui Giordano Bruno, înainte ca acesta să fie ars pe rug. Vă promit că voi continua pe acest subiect cu analiza mai detaliată a Big Bang-ului la Stephen Hawking, detaliată în forma finală a teoriei sale. La sfârșit aș vrea să mai adaug ceva.
Așa cum probabil ați văzut, unii dintre voi îmi veți găsi numele pe lista de alegeri europarlamentare a partidului Reper, cel care îl are cap de listă pe fostul prim-ministru Dacian Cioloș. Nu vă faceți griji însă, videourile de început de săptămână vor continua să fie dedicate științei. Dacă este să vorbesc în următoarele zile de politica științei, o voi face în videouri separate, cu thumbnail clar, în așa fel încât să știți despre ce e vorba. Până la următorul video, vă rog să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă, apăsând chiar acum acest buton de abonare. Cu ajutorul vostru, iată că am trecut de limita a 200.000 de abonați. Le mulțumesc celor care ne susțin pe Patreon și aici devenim membri ai canalului. Eu sunt Cristian Presură și vă doresc numai de bine. La revedere!